La noapte, când ceasul va bate ora 0, va începe campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Nu au fost aduse modificări noi legate de acest scrutin. Partidele politice vor putea să amplaseze banerele și afișele în locurile special amenajate. Potrivit legii 33/2007 pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și a hotărârii Guvernului 80/2014 privind aprobarea programului calendaristic de organizare a alegerilor europarlamentare, de mâine 25 aprilie începe campania electorală care se va termina în 24 mai, sâmbătă, cu o zi înainte de euroalegeri, la ora 7 dimineața. Ca noutăți, nu pot să spun că sunt, pentru că ca și reglementare, din 2007 campania electorală este reglementată la fel prin legea 33. În ceea ce ne privește pe noi ca autoritate locală, domnul primar, de fapt, a emis dispoziția privind locurile speciale de afișaj electoral. Acestea sunt în număr de 7 amplasamente, respectiv la Liceul Teoretic, la Casa Studențească, Școala Gimnazială Ighe Duca, sediul vechi, în strada Dacia, în zona Colonie, intersecția străzii Oituz cu strada Independenței, piața Dacia în cartierul Aeroport și în zona blocului ANL, practic amplasamentele cunoscute, care au fost folosite și până în prezent. O parte dintre partidele politice care au candidați pentru Parlamentul European s-au grăbit și au obținut și autorizațiile necesare pentru adunările generale ce vor avea loc pe raza localității. Prima cerere pe legea 60 privind adunările publice a depus-o Partidul Social Democrat, Organizația Petroșani, care a fost și avizată în Comisia Locală de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice. Este prima. De asemenea, au fost depuse la Serviciul de Urbanism solicitări pentru certificat de urbanism în vederea amplasării de banere electorale. Au fost emise mai multe certificate de urbanism pentru mai multe formațiuni politice. Ca și la alegerile din anii trecuți, la Petroșan se va putea vota în 26 de secții. Toate locațiile rămân schimbate. Campania electorală începe în data de 25 aprilie, ora 0, și se va încheia în data de 24 mai, ora 7.